Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în pești. Da, am vrut să fac seria de zodii de apă și mâine, adică astăzi, o să fac celelalte, aerul și pământul, nu știu în ce zodii, în ce ordine, în ordinea în care o să simt. Nu vă mai supărați că nu le fac în ordine, că asta e. Fiecare trebuie să facă în felul în care simte. Deci, etalarea este pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în pești, pentru că nodul nord de multe ori ne face să ne comportăm ca zodia respectivă, uneori în anumite situații. Am amestecat cărțile. În momentul în care am scos această carte și am întors setul de cărți și a apărut pantera, nu vă supărați, mă credeți, nu mă credeți. Am avut o durere un plexus solar. Sunt și acum cu ceaiul lângă mine. A trebuit să întrerup totul, să fac un ceai, să mă calmez. Evident, să fac niște curățări și așa mai departe. Deci am avut o durere în plexus solar cumplită. Acum văd că m-am liniștit și destul de repede. Probabil că totuși energia aceasta, într-adevăr, este foarte dușmănoasă. Vouă v-a apărut ca și carte căprioara. Este similar cu valetul de monede, dar e un pic altfel. Dacă ar fi să mă las un pic influențată și de simbolistica valetului de monede, cred că voi trebuie să studiați cum să deveniți de la acest căprior, căprioară, către cum să deveniți cerb. E o transformare a voastră, dar poate o să înțelegeți mai încolo de ce zic asta. Asta pentru că valetul de monede înseamnă și o persoană studioasă, da? Trebuie să studiați. Dar trec asta peste acest mic aspect, pentru că aceste cărți nu numai dacă vrem noi le putem asocia cu tarotul, în anumite situații, ele sunt un pic gândite altfel. Căprioara este o energie feminină, foarte delicată. Aceștia sunteți voi, cei cu soare, lună, Venus, ascendent sau nodul nord în pești, sau noi, să zicem. Bărbați, femei, nu contează, avem o latură, repet, nu contează că sunteți soare, puteți să fiți și lună, o latură foarte sensibilă, toată lumea o știe. Chiar nu trebuie să ascundem chestia asta, pentru că se vede în ochii noștri cât de sensibili suntem. Dar sensibilitatea asta este una tu, până la un punct. Noi iubim, în principiu, că e înconjurată de o aură verde. Iubim. Aici, chakra inimii este deschisă. Iubește. Necondiționat adesea și dacă e condiționat, că și condiționatul ăsta este un scop. Iubim adesea și oameni care nu merită iubirea noastră. Dar asta e. Face parte din natura noastră, feminină, frumoasă, pozitivă. Păstrați-o. Păstrați-vă inima deschisă. Însă, mare grijă. Mare grijă, nu vă închideți inima, dar fiți precauți. Ascultați cu atenție orice zgomot în spatele vostru, în umbră, în întuneric, pentru că, da, este un dușman. Semn de foc, mai mult sau mai puțin. Poate să fie cineva cu planete în semn de foc. Este reprezentat de simbolul alchimic al focului. Sau în semn de aer. Sau planete în semn de aer. Dar ce e foarte interesant în această energie, și nu știu de ce eu vreau să o separ, sau asta e o energie de mijloc, în fine. Deci eu, asta mi-a creat dureri în plexul solar. Acest personaj, cine este? Vă vede ca pe o pradă, evident. Abia așteaptă să vă savureze. Să vă savureze din cap până în picioare, dar în sensul negativ.
În sensul negativ, pentru că în spate, în continuare, este o albină. Persoana aceasta, când comunică cu voi, vă rănește. În societate, pentru că albina e o ființă. E o ființă. Of, ce prostie mai zic și uneori. În fine. Este un personaj, sau reprezintă, mai bine zis, un personaj care are activități are un rol important în societate. Mulțumesc de inspirație. Are un rol important în societate. Însă, rolul acesta i-a creat un ego destul de mare. Este numărul 5. 5 de spade, iar știm foarte bine că reprezintă conflicte verbale, dorința de a câștiga cu orice chip. Pantera reprezintă 5 de bâte. Concurență, nevoia de a lupta, de a lupta. Este o persoană, da, care este reprezentată de acest 5-5. Dacă vedeți 5-5-5, eventual poate vă aduceți aminte de acest mesaj și sunteți mai precauți sau schimbați în viața voastră energia negativă cu cea pozitivă, în fine. Deci persoana aceasta este invidioasă. Pe de o parte, vă vede ca pe o victimă, ca pe o pradă, își închipuie că sunteți singuri. Dar eu nu cred că sunteți singuri, pentru că și dacă ar fi un Bambi în spate, ar fi tatăl cerb. Și dacă ar fi o căprioară, în spate ar fi soțul cerb. În fine, aveți întotdeauna pe cineva, soțul, soția, nu contează, da? Prieteni, membrii ai familiei, da? Nu sunteți chiar singuri. Dacă acest personaj își închipuie că sunteți vulnerabili doar pentru că v-ați deschis inima față de ei, greșește. Dar asta nu înseamnă că nu vă dorește în continuare cu, nu știu, cum să explic. E o invidie. Poate că o conștientizează, poate nu o conștientizează. E ego-ul lor de a vă avea sau de a vă anihila. De ce zic asta? Pentru că în continuare aveți privighetoarea, ori sunteți avertizați de cineva, este similar cu valertul de aer, sunteți avertizați de cineva, eventual de mine, da? Că aveți în preajmă această energie, poate și știți, sau presupuneți, sau simțiți, da? Oricum sunteți avertizați să ieșiți din această situație. Acum, roșu acesta îl văd ca pe o chestie de pericol. E Marte. Da? Avem aici foc. Ieșiți din această situație. Eu așa văd. Este similar și cu 3 de cupe cartea. Dacă sunteți într-un trio sau ați nemerit fără să vă dați seama, da, voi ființe în general delicate, ați nemerit. Oamenii vă acuză de una și de alta, dar probabil că ați fost atrași în acest trio, într-un fel sau altul. Da? Ieșiți din el, sunteți avertizați. Privighetoare, am senzația că vă, nu știu, e o conexiune cu, e o altă energie. Nu o pot asocia în niciun caz acestei albine și ea comunică, dar înțeapă, dă bine în societate, dar creează iritații unora cu care comunică. Pantera și albina o pun deoparte. Cred că privighetoarea este o altă energie. Cineva care vă dorește binele, într-un fel sau altul. Poate să fie la distanță, că văd că este peste un glob, peste o lume. Pentru că avem semnul chimic al aerului. Poate să fie o comunicare telepatică. Este o comunicare pozitivă, așa o văd în acest moment. Da. Privighetoarea cântă frumos și transmite energie pozitivă. Vi se transmite undeva, într-un fel. Poate de cineva de la distanță, poate de mine pe acest, prin această înregistrare.
parte de cineva care a plecat în această dimensiune, da? Este într-o altă dimensiune și sunteți avertizați să ieșiți din situația în care sunteți, să săriți. Că peștii au puterea să zboare, da. Să zboare din apă, din valuri și să facă salturi astronomice. Și în ce sens să faceți un salt astronomic? Voi vă exprimați latura voastră, esența voastră, iubirea, da? Așa cum știți voi. Dar voi, într-un fel, nu v-ați descoperit adevărata natură. Într-un fel, sunteți în această energie în care majoritatea sunteți timizi, sunteți în umbră, n-aveți, vă ascundeți, deși aveți multe talente. Este similar cu 5 de monede. Poate undeva stați și singuri, din timiditate să nu fiți, sau de teamă să nu fiți, de teamă să nu fiți atacați. Sau din timiditate că n-aveți ce să oferiți. Poate stând în preajma acestor oameni, acestor situații de al de albina sau pantera, v-ați pierdut încrederea în voi și nu credeți că aveți prea multe de oferit, afară de această dragoste frumoasă. Dar în spatele acestei cărți, tot de cinci, care trebuie schimbată, este delfinul, regina de cupe. Energia voastră, a noastră, da? Este apa, esența voastră. Trebuie să ieșiți din umbră, chiar dacă asta înseamnă să fiți văzuți și invidiați și mai mult de unii și de alții. Nu este nici prima oară, nici ultima oară când veți mai avea dușmani în preajmă. Dar trebuie să ieșiți din această stare. Continuați să vă țineți inima deschisă, dar ieșiți din umbră, din timiditate, pentru că în spate există un mare potențial. Și delfinul oferă dragoste, la fel radiază rozul ăsta și galbenul ăsta transmite bucurie, dragoste, spiritualitate, voie bună, amândouă sunt niște energii foarte pozitive și simt că vă reprezintă, dar unii dintre voi încă stați în umbră tocmai pentru că poate și știți persoanele acestea. Poate le cunoașteți, poate sunt persoane noi, dar asta e, v-ați obișnuit să nu aveți încredere. Dar trebuie să vă păstrați sufletul deschis, inima deschisă către dragoste. Eventual, mai există un alt mesaj în acest context. Posibil, cineva, poate un alt semn de apă, își dorește să vină înspre voi, să comunice cu voi, da? Delfinul și peștele, da? Dar este undeva în umbră, timid, poate n-are încredere sau timidă, n-are încredere să comunice deschis, din cauză că simte, ca și voi, acest dușman sau acești dușmani. Da? S-ar putea, în cazul unora dintre voi, să aveți un dușman comun. Fiți atenți că și Racu a avut, nu știu de ce, dar așa s-a nimerit. Bine, în alt context. A avut pantera în aceeași poziție. Acum, rămâne să faceți voi conexiunea. Și în continuare, am zis că trebuie să ieșiți în față pentru că vi se mai arată o carte, vorbitorul, oratorul. Viața voastră sau scopul vieții unora dintre voi presupune să vorbiți în public. Dacă sunteți timizi, lucrați un pic, am zis mai devreme, lucrați cu timiditatea și când am vorbit la... Cum îi zice? Tot timpul uit cum îi zice acestui animăluț. Puf! În fine, mi-aduceți voi aminte ca să nu îngreșesc. Pe urmă iar râdeți și dacă râdeți e mai bine. Vă eliberați de negativitate. Ieșiți din
Această neîncredere. Pentru că aveți multe de oferit. Poate că asta și aveți de fapt de oferit, pentru că valet, mulțumesc de inspirație, valetul de monede oferă, are un dar către cineva. Posibil pentru, ce stăream, pentru unii dintre voi care vorbiți în public despre una, despre alta, eventual despre spiritualitate, că văd niște aripi, da? Darul vostru este această dragoste necondiționată pentru public. Vorbiți despre dragoste, vorbiți cu dragoste, cu blândețe și îndrăzniți să ieșiți în față tocmai din dragoste pentru ceilalți. Pentru că aveți de împărtășit, eventual, ori o atitudine ecologică, ori dragoste și lumină și justiție. Și din cauza asta, evident că sunteți invidiați. Da? Am zis că cineva trebuie să vorbească, poate chiar vorbitorul sunteți voi. Trebuie să vă depășiți timiditatea și să oferiți, că asta face Regina de Cupe, oferă, da? Și telepatic, am vorbit și la privighetoare de telepatie. Da, foarte interesant. Foarte interesant. Trebuie să ieșiți dintr-un cerc, da? Ori din situația aceea în care sunteți priviți ca pe o victimă, ca pe o pradă, ușor de vânat. Dar este treaba lor cum vă văd. Voi păstrați-vă esența. Ce mesaje ciudate îmi vin. Oh, la capătul setului de cărți aveți soarele, dar haideți să vă arăt ceva a apărut înainte. Au venit aceste două cărți la un moment dat în timp ce amestecam. Posibil, cum am zis mai devreme, aveți această posibilitate să ieșiți în public, să vorbiți și să oferiți, că voi de fapt, voi oferiți această cupă celor care vă ascultă. Sau, și în acest fel vă împliniți destinul. Puf, da? Vă împliniți destinul. Pe de altă parte, aveți victorie într-o problemă care ține de sănătatea voastră. Primiți această cupă de vindecare și vă vindecați, da? Sunteți voi, semn de apă. Poate să fie cineva cu planete în semn de foc, ce stare? Cu planete sau marcaje în vărsător. Mai, ce stare. Așa, primiți această ofertă, ori de vindecare, că ambele cărți vorbesc despre vindecare, ambele cărți vorbesc despre lucru în public, poate este o persoană publică, o stea, să zice, nu neapărat de cineva, în fine, cineva. Foarte important. O persoană care strălucește, care atrage atenția, care are victorii peste victorii. Of, of, of. Și poate, pentru unii dintre voi, vă rog, separați mesajele, v-am zis, nu mai pun virgulă, că vin mesajele și alteori stau și pe aștept, alteori vin cu viteză. Ori această persoană își dorește să vă ofere această dragoste, își dorește acest început frumos cu voi, ori sunteți voi văzuți așa și cineva ar vrea să vă ofere o dragoste specială, pentru că meritați, pentru că străluciți, pentru că ați trecut prin multe lupte și vă apropiați de victoria voastră. V-am zis, pentru cineva poate să fie o persoană foarte importantă care atrage atenția cu victorii. Apă și foc. Și acesta să fie destinul vostru. Dar nu vă încântați că, vai, am cunoscut pe cineva în semn de foc și, vai, ăla mi-e destinul. Dacă persoana respectivă nu v-a respectat,
nu va aprecia, nu va oferi dragoste, s-ar putea să fie altcineva care are aceste atribuții ale învingătorului, da? Eu știu pe cineva care se gândește la un semn de foc, dar dacă nu te-a tratat, nu te-a respectat cum trebuie, s-ar putea să fie altcineva. În fine, am zis, este posibil să aveți victorie într-o situație de boală, de ceva și să vă vindecați. Toate cărțile reprezintă vindecare. Doamne ajută, că și eu fac tratament de câteva luni de zile. Să fie de bine. Aveți soarele. Am zis, iar persoană publică. Posibil. O fi semn de foc. O fi vărsător. Variază. Sau semn de apă. Iar, variază de la personaj la personaj. Dar există o persoană importantă care se bucură că vă are în viață, că v-a întâlnit, dar e supărat, supărată. În secret. În secret. Poate să aibă și marcaj tot așa pe soare, lună, Venus, ascendent, ce ar putea să aibă în rac, în pești sau în scorpion. Avem iar cupe. Cupe și soare. Persoana aceasta în secret este foarte supărată. Poate că are niște frici, pentru că luna nu înseamnă doar secrete, înseamnă și frici. Frica că nu se poate, poate nu se poate detașa încă de un trecut, nu se poate deschide emoțional, sunt multe variante, ar vrea într-un fel să vă ofere, da? Cavalerul, am zis, cavalerul de monede, să vă ofere ceva stabil, ceva frumos, ceva de valoare, dar își face griji. Își face griji pentru că are multe responsabilități și încă nu se poate deschide. Trebuie să urmeze niște tradiții, niște contracte. Dar își dorește această renaștere cu voi. Își dorește să-și creeze o nouă lume cu voi. Însă, în acest moment, trebuie să se echilibreze un pic financiar până prinde curajul, încrederea, să vină spre voi și să creați împreună această familie. Eventual, trebuie să lase în urmă o situație în familie în care cineva a fost egoist în familia respectivă și să vină cu această ofertă de dragoste, de scuze eventual. Dragă peștișor, îmi cer scuze. Tu mă faci fericit, fericită, da? Iar similar cu steaua, varianta minoră. Către voi, regina de cupe. Foarte frumos, foarte frumos. Iar vale de monede. Există această șansă. Puteți să păstrați doar acest mesaj. Eu o să mai amestec încă o dată cărțile. Interesant. Și evident că atunci când vă merge bine, oamenii vă invidiază. Aveți dușmani. Poate și voi și ei. Poate cineva simte ce se întâmplă între voi doi și dacă a început să se întâmple ceva și sunteți invidiați. Soare, lună, Venus, ascendent în pești. Și nodul nord în pești. Soare, lună, Venus, ascendent, Venus și nodul nord în pești, februarie 2019. O să fac altfel. Trei cărți pentru... Ah, ce frumos steaua! Pentru trecut. Trecutul recent. Cavalerul de spade. Uf. Și Marea Preoteasă. Aici sunteți voi. Noi. În fine. Ha. Wow! Ce cărți! Mamă, în prezent 3 de spade, supărați. 4 de băte. Pentru această... Asta nu vă mai supărați. Asul de băte, că o să fie bine. Ar trebui să-mi zic și mie. Ce frumos, magician! 5 de băte. 3 de monede. Frumos. Vai, ce drăguț! Aici suntem noi, sau Jupiterul nostru. În fine. Jupiter, pești sau săgetător, faetonul rac, alt semn de apă, 3 de cupe, iar semn de apă, 8 de cupe, lumea capricorn. Iar apă, of, of, of. Haideți să vedem.
Deci la capătul setului de cărți, energia, destinul se schimbă, roata se învârte, într-un fel sau altul, Jupiter vine cu o mișcare pozitivă în viața voastră, mai devreme sau mai târziu, că o fi în februarie, că o fi în martie, că o fi în aprilie, vedem. Deci Jupiter își schimbă direcția în favoarea voastră, o întâlnire de destin sau o situație. Pentru cineva, asta e, o trebuie să spun, că este, adică e prea evident să nu o spun, n-am cum să nu o spun. Rac, semnul racului, 3 de cupe, dar a fost un trio. Aici e Jupiter, pești sau săgetător, variază, săgetător, pești, da? Un trio. Și faetonul. V-am zis, variază de la situație la situație. Dar eu zic că v-ați îndepărtat 8 de cupe de acest trio. Ați lăsat în urmă acest trio și ați învățat lecția. V-ați ridicat deasupra situației. Și uite așa ajungeți la o... De la, mamă, de la 9 la 10. Puf! Într-un timp foarte scurt, iar apare semnul leului. De la împlinirea dorințelor la fericire maximă. Cum pot să povestesc așa ceva? 8 de băte, iar comunicare la distanță cu cineva, poate pe Facebook, poate peste o apă. Wow, cineva care e foarte fericit și voi sunteți foarte fericiți că sunteți mai fecioară sau leu, ar vrea să vină cu această ofertă. Mai, regele de cupe, nebunie, câte emoții. Pe de altă parte, mai există și varianta ca cineva, că-i Jupiter, că-i Rac, că-i alt semn de apă, că e săgetător, că e orice alt semn. Hai să ne mai fixăm pe semne. Există cineva, o întâlnire de destin, un personaj karmic din viața voastră care își dorește foarte mult. Asta înseamnă faetonul, își dorește, e hotărât, este decis să meargă, să călătorească înspre voi. Înspre voi, 3 de cupe, pentru că aici se simte bine, da? 3 de cupe înseamnă și unirea două suflete într-o singură cupă, da? Acest personaj este hotărât să se bucure de această relație cu voi. Posibil personajul acesta să fie, da, faetonul sau cine ar putea să fie, nu neapărat, așa, care lasă ceva în spate, ceva ce nu i-a primit, ceva ce nu i-a umplut paharele, da, cupele. Învață lecția, se ridică deasupra unor situații neplăcute, încheie un capitol și începe un alt capitol, eventual cu voi, cu ei, da, două semne de apă. Unul mai fericit ca celălalt. Da? Și toate lucrurile astea se întâmplă foarte repede, da, iar mi se pare 8 de bâte, unor îl asimilez cu faetonul. Se întâmplă într-un mod surprinzător de rapid. Și acum puterea pe mine mă face să cred că sunteți două. Deci două suflete foarte fericite, foarte puternice, un cuplu de forță, da? Care comunică emoțional, care comunică bine și reușește să manifeste această mare dragoste după ce au trecut prin niște greutăți și financiare și mentale, după ce au fost separați de situații și de situații. Ia uite, și aceste separări și aceste blocaje mentale au creat un grad de toxicitate, dar reușiți, da? Să mergeți înainte. Eu așa simt să citesc. Dacă cineva vine și cu altă variantă... Sunt multe, dar sunt cărți atât de emoționale că și pe mine mă șochează, n-am mai văzut de mult atâtea cupe, una după alta, 9, 10, puterea, mai, 8 de bâte, lumea. Posibil persoana aceasta să călătorească prin lume, să vină de la distanță. Doamne ajută! Să fie de bine. V-am zis, e posibil ca și voi să lăsați un trio, e posibil ca ei să lase un trio și să vină spre voi. Puf! Mai, ce fiore am! Și iar,
Este o persoană foarte importantă, pe de-o parte, pe de-o parte. Steaua. O persoană publică pentru unii dintre voi, dar care în prezent este rănită din cauza unor situații prin care a trecut, dar care vrea să manifeste. O să vă citesc mai multe feluri și vă luați mesajele la fiecare variantă pe care o simțiți că rezonați, da? Persoana aceasta își dorește la un moment dat să manifeste ceva nou cu voi. Că or fi gemeni, că or fi fecioară, că or fi berbec pentru unii, că or fi vărsător pentru alții, variază. Dar eu așa simt că este o persoană publică, importantă, care în acest moment este un pic rănită, un pic cam mult, dar la un moment dat va depăși această rană, se va vindeca, da, se va vindeca, că e puternic, e un manifestor, are toate resursele și o să își dorească să manifeste ceva nou cu voi. Deci îmi vin atâtea mesaje că nu știu cum să le spun mai repede. Haide să iau totuși pe orizontal. Eu am zis pe vertical, dar să încep totuși pe orizontal. În trecut, trecutul recent bănuiesc. Trecutul recent. Ați început să vă vindecați. Ați început să vă echilibrați apele, emoțiile. Aveți emoții pe care le ancorați în material și altele care le lucrați spiritual. Dar ați început un proces de vindecare, cine știe de cât timp. Și în momentul în care ați început acest proces de vindecare, de creștere spirituală, Marea Preoteasă, probabil unii dintre voi, ca și mine, da? Ați lucrat foarte mult la creșterea voastră spirituală. Marea Preoteasă reprezintă semnul peștilor. Poate să fie și alt semn de apă, scorpion sau rac. O persoană evoluată ar trebui să fie în acest context, da? În momentul în care ați lucrat atât de mult cu voi, a apărut la un moment dat și un invidios, da? O persoană geloasă în viața voastră, care poate, într-un fel sau altul, în prezent vă creează încă niște probleme, da? V-a rănit într-un fel sau altul, pentru că este varianta negativă a cavalerului de spade, dar vă dau și varianta pozitivă, da? În prezent v-a rănit cu niște vorbe, cu o atitudine, să zic, a vrut prea iute, prea iute să aibă acces la energia voastră. Și a venit într-un fel și secret și iute. Dar, da, acum sunteți răniți. Dar veți trece peste această rană și veți fi absolut luptați cu concurența, cu ei eventual, cu cineva rănit și să vă reconstruiți viața. Acum, hai să mai citesc și altfel. Voi sunteți aici, Marea Preoteasă, în creștere, în tăcere, în transformare, în comunicare cu sursa, cu îngerii voștri, cu memoria colectivă. Și de curând ați început într-un mod neașteptat, că asta înseamnă cavalerul de spade, într-un mod neașteptat, ați început să comunicați direct cu cineva care vă inspiră, vă aduce vindecare în cazul în care mai aveți ceva de vindecat. Dar într-un fel sau altul, eu vă văd foarte asemănători. Puteți să fiți una și aceeași persoană sau să fiți două persoane foarte asemănătoare. Pești vărsător. Amândouă, v-am zis, dezvoltate spiritual. Amândoi profesori spirituali. Ghii spirituali. Și există această comunicare, care a apărut de curând. A apărut sau a reapărut, v-am zis, variază de la persoană la persoană. În prezent există un trei de spade. Că sunteți voi, că sunt ei,
Variază. Plutește în aer. Încă. Pentru că nu degeaba există steaua. Probabil încă vă mai vindecați. Sau ne mai vindecăm. Ori ei, ori noi, ori cine o fi. Dar pentru unii poate să fie o vindecare în familie, o situație în familie care v-a rănit foarte mult, dar nu e nicio problemă că aveți acest as de băte, da? Dacă acest trei de spade este creat acasă, în cuplu, nu-i problemă pentru că puteți să o luați de la capăt cu altcineva sau pentru unii dintre voi. Dacă în familie, în cuplu, a fost un trei de cupe, un trei de spade, un trio care v-a rănit, veți regăsi pasiunea în acest cuplu, sper că mă înțelegeți, da? Veți regăsi pasiunea, nu neapărat să vă separați, nu trebuie musai să fie o nouă poveste, poate să fie un nou stadiu, de la da, 4 și cu 1, 5, și veți fi apt să luptați. Să luptați pentru a menține stabilitatea și pasiunea în cuplu. Înțeles? Că sunt multe mesaje. Acum, asta pentru că apare 5 în continuare. Ce frumos! Adică se confirmă faptul că unii dintre voi nu e obligatoriu să vă separați dacă ați fost răniți. Treceți, vindecați și sunteți apți să luptați pentru această familie, acest cuplu din care faceți parte. Posibil cu un semn de foc. Da? Sunteți apt să manifestați. Reconstrucția voastră. Chiar dacă aveți o concurență cu care trebuie să luptați. Evident că toate aceste mesaje se pot raporta și la viața voastră profesională. Dacă aveți niște deziluzii, dezamăgiri, da? Vă regăsiți creativitatea și forța să vă mențineți stabilitatea, că asta înseamnă 4 de băte. Stabilitatea, că e la locul de muncă, rămâneți acolo, chiar dacă sunteți un pic dezamăgiți. Sau, eventual, dacă aveți un nou proiect, vă găsiți stabilitatea într-un nou proiect. Acum, apare 4 de băte. Multora care citesc cărțile de tarot, 4 de băte. Pentru mulți dintre noi, în fine, mai greșesc și eu, pentru mulți dintre noi, 4 de băte reprezintă și flacăra geamănă. Dacă în prezent sunteți un pic dezamăgiți din cauza unor situații din trecutul vostru sau din trecutul lor sau din ceea ce s-a întâmplat între voi doi, flacăra geamănă vorbesc, nu orice suflet pereche, flacăra geamănă, aveți posibilitatea în curând să manifestați o nouă etapă, să începeți o nouă relație, da? Să începeți o nouă relație cu această flacără geamănă care vă va duce către stabilitate. Mai sper că sunt înțeleasă. Mai spre sfârșitul lunii aveți magicianul 5 de băte, am zis, și 3 de cupe. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Cineva, unul dintre voi, își dorește această relație. Această relație stabilă. Acest nou început, da? Vă doriți, eu zic că amândoi. Dar hai să zicem că e cel puțin o persoană care este pregătită, are toate resursele să manifeste, să se lupte cu concurența și să muncească. Și eu zic că amândoi veți munci pentru construcția acestei relații stabile. Ca și când puneți cărămidă peste cărămidă pentru construcția acestei case. Aici sunt stâlpii de fundație și apoi începeți munca practică. În ce va consta această muncă practică? Variază. V-am zis, e posibil ca să fie și un proiect nou. Să începeți ori un job, ori un proiect nou la locul de muncă. Să aveți într-adevăr de luptat cu concurența, dar nu e nicio problemă. Că veți reuși, veți atrage atenția asupra voastră, veți fi apreciați pentru munca voastră.
Pe vertical, hai să mai vedem. Am zis mai devreme, da? O persoană importantă. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. Încă rănită, încă dezamăgită, dar pregătită să manifeste ceva deosebit cu voi. Acest suflet flacără geamănă a venit într-un mod neașteptat. În ultima vreme a apărut într-un mod neașteptat în viața voastră. În prezent se creează această relație stabilă. Se pun bazele. Se pun bazele acestei relații deosebite și veți fi în stare să lucrați cu concurența, eventual să creați ceva deosebit. Pentru că cinci înseamnă și creativitate. Așa simt, așa citesc. Acum, Marea Preoteasă, Asul de Băte și 3 de monede. Aici sunteți voi, în secret. În secret ați manifestat, ah, ce frumos, acum le văd și pe diagonal. În secret ați manifestat acest nou început, această nouă relație, această nouă pasiune, la care sunteți și voi pregătiți să lucrați. Iar este 2, 3, probabil că înspre martie începeți să lucrați practic pentru acest proiect sau pentru acest început. Și cum manifestați această relație stabilă? Cum se manifestă, de fapt? Dacă voi lăsați aceste răni, fac și eu ca un coleg de tarot care e tare simpatic, o arunc cât colo cartea. Cum manifestați? Ieșind din această vibrație, vindecându-vă și simțindu-vă stabil, simțindu-vă pasional, plin de viață, plin de energie. Numai așa puteți manifesta această relație, această dorință, împlinirea tuturor dorințelor, această dorință pe care o aveți cine știe de când, din copilărie, din tinerețe sau poate chiar din alte vieți, pe care ați intuit-o de mult timp. Mamă, ce de mesaje au venit, Doamne! În fine, haideți să vedem ce mesaje vin până la îngeri. Ia uite, miracole și binecuvântări, vin! Soarele nu vine să ascende, nori, nori, în pești. Da, vă invidiază și ce dacă? Ei cred că sunteți firavi, că sunteți fragili, dar am zis, în spatele căprioarei s-ar putea să fie. Cerbul. Să fiți protejați. Ok, hai să iau eu. Peștișori, peștișori, peștișori. Da, uite, cum manifestați? Cum manifestați stabilitate și această vindecare și acest suflet? Suflet geamăn, prin simple acte de amabilitate. Iar 5, am vorbit de 5, transformare, da? Conectându-vă la natura, la prieteni, da? În momentul în care, să nu vă simțiți singuri cumva dacă sunteți răniți, nu vă mai simțiți singuri, aveți o grămadă de oameni, de prieteni în jurul vostru. Manifestați amabilitate. Amabilitatea ne energizează și ne asigură și asigură fericirea celor din jurul nostru. Hai să mai am încă ceva. Și iertați pe cei care v-au rănit. Iertați pe cei care v-au rănit. Ah, ce frumos, uite, aveți răbdare că veți crește. Numărul 17 este lotusul. Fiți doritor să exprimați dragostea.
A, și încă ceva. La un moment dat, iar fiți atenți, că există și varianta asta, trebuie să o zic, acum mi-a venit, da? Că tot am vorbit de dușmani. Posibil pentru unii dintre voi magicianul să fie o persoană care face parte din concurența la locul de muncă. La locul de muncă există cineva, da? Concurență. Poate care încearcă să vă manipuleze într-un fel sau altul. Există și varianta asta pentru unii dintre voi, dar v-am dat destule. Vă alegeți pe cea cu care rezonați cel mai mult. Au fost și mesaje frumoase și mai șocante, dar tot răul, tot răul, spre bine. Și să nu uităm și soarele acelea de la început. Vă pup, vă doresc dragoste, creștere spirituală și pace. Pa!